Climatologii avertizează că România se va confrunta cu fenomene meteorologice tot mai intense în următorii ani, din cauza încălzirii globale. Fenomenul accelerează și intensifică ciclurile meteorologice, ceea ce înseamnă că țara noastră ar putea fi afectată de un număr tot mai mare de cicloni, valuri de căldură, furtuni cu grindină și chiar tornade. Și discutăm despre acest subiect cu doamna Roxana Bojariu, climatolog. Bună dimineața și vă mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal. Bună dimineața, bună dimineața. Spuneți-ne, vă rog. Da. Aș spune că nu neapărat pentru cicloni numărul, cât intensitatea lor va crește foarte mult, pentru că intensitatea este alimentată de această cantitate sporită de vapor, de apă, ce se află în atmosferă. Se află în atmosferă ca urmare a unui ciclu intensificat al apei, pentru că suprafețele calde ale oceanelor, ale mărilor, furnizează acești vapori de apă printr-o evaporare mai intensă. Doamna Bojariu, am văzut ce a lăsat în urmă furtuna Boris. La ce să ne așteptăm în perioada următoare? Da, dacă vorbim din punct de vedere climatic, a început deja sezonul în care ciclonii mediteraneeni sunt mai frecvenți și evident că o parte dintre ei ne pot afecta și pe noi și în cazurile extreme, atunci când traiectoria lor trece și peste Marea Neagră, evident că intensitatea lor, cum vă spuneam, crește, tocmai pentru că marea e o sursă de vapor de apă care, pe condiții specifice, înseamnă o cantitate sporită de precipitații. E normal ca în sezonul rece să avem aceste sisteme de vreme, dar intensitatea lor este cea care va fi mai mare și care este cea ce ne aduce probleme și cea care e intensificată de încălzirea globală. Dar în afară de acești cicloni al căror anotimp, să-i spunem așa, a început, evident că putem avea toate manifestările obișnuite cu această mențiune că toate sistemele de vreme sunt până la urmă alimentate într-un fel sau altul de încălzirea globală. De aici și caracterul lor extrem dacă le comparăm cu cele de acum mai multe decenii. Care sunt zonele care ar putea fi cele mai afectate în perioada următoare? Am văzut ce s-a întâmplat în Vaslui, în Galați, însă și la malul mării. Care ar fi zonele expuse în perioada următoare? Nu mai vorbim în perioada imediat următoare de un ciclon care să afecteze România și de un episod de vreme cu precipitații de tipul celor care s-au produs în Galați și Vaslui. Vor mai fi precipitații în zilele ce vin, mai ales săptămâna viitoare în vestul țării, dar în general față de alte zone ale Europei, acum noi vom trece totuși printr-o perioadă mai liniștită din acest punct de vedere. Așa că, cel puțin pentru această perioadă imediat următoare, în afară de atenția sporită pe care trebuie să o avem și autoritățile o au în privința viitorii pe Dunăre, în rest lucrurile ar trebui să nu fie să prezinte îngrijorare. Evident că trebuie să urmărim cu atenție toate actualizările prognozelor meteo și inclusiv acele prognoze cu anticipare imediată, nowcasting-urile, pentru că în sistemul complex climatic, evident că pot să apară și fenomene cu dezvoltare foarte rapidă și atunci aceste sisteme de prognoză, de alertare, de avertizare ne pot aduce informații foarte utile. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste explicații.